Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. Numele meu este Ristea și vă vorbesc în calitate de instalator. Astăzi ne aflăm în localitatea Chieriu, județul Bihor, unde cu mânuțele astea două am mai realizat o instalație nouă. Este vorba de casa de locuit din spatele meu, unde am realizat instalația tehnico-sanitară și sistemul de încălzire prin pardoseală. Eu zic să mergem înăuntru să vedem ceea ce am realizat aici. Vom intra în casă, să închid ușa și vom începe cu camera tehnică. Aici avem camera tehnică, da? Distribuitorul de apă rece și caldă pentru parter, care alimentează baia de la parter, bucătăria și spălătoria. Da. Instalația sanitară realizată cu țeavă multistrat izolată. Avem aici țevile care alimentează distribuitorul de la parter și distribuitorul de la etaj, urcă, trece prin placa de beton și pleacă până în baie. Am realizat proba de presiune, avem 6 bari pe instalația sanitară, iar aici țevile de tur și de retur care alimentează cele două distribuitoare de încălzire prin pardoseală. Am folosit țeavă din cupru, având diametrul de 28 de mm, un distribuitor cu 12 circuite la parter și cu 11 circuite la etaj. Da? Proba de presiune, 6 bari, o vom lăsa la 4 bari pentru turnarea șapei. Aici va fi instalată centrala termică, încă nu știm. Va fi centrală cu funcționare pe gaz sau o pompă de căldură. Vom vedea dacă vine gazul, poate va fi o centrală care va funcționa pe gaz. Avem un spălător și o mașină de spălat rufe. Acum vom merge mai departe. Aici avem o zonă de trecere, o zonă de acces spre camera de la stradă și baie. Baia este în stânga. După cum se poate vedea, toate țevile de tur care alimentează zonele baie, cameră, sunt izolate pentru a nu pierde din temperatura agentului termic. Deci, agentul termic, dacă va pleca cu 35 de grade din distribuitorul de încălzire prin pardoseală de la parter, exemplu, cu aceeași temperatură va ajunge și la zonele de încălzit, pentru că nu vom descărca căldura pe tot parcursul, pe tot traseul acestor țevi. Aici avem baia și avem în partea stângă un lavoar, un cadru încastrat grohe. După cum vedeți, nu s-a spart în pereți pentru cadre. O zonă de duș cu rigolă de duș, acea rigolă la dietă, Venisio, slim, și corpul încastrat a bateriei de duș Grohe Smart Control. Furtun flexibil și para mare de sus. Mergem mai departe să vă arăt și camera. Prin trecerile prin prag au fost izolate inclusiv țevile de retur. Aici se va tăia șapa. Aici avem o cameră. Pentru realizarea sistemului de încălzire prin pardoseală am folosit o țeavă de tip PXA de la Rehau, având diametrul de 17 mm. Izolația este spumă celulă închisă, suflată de echipa Isospray din Oradea, având grosimea de aproximativ 7 cm. Holul, zona de acces în casă, și o zonă open space, o zonă deschisă, living, loc de servi masa, bucătărie, deci tot de aici încolo. După cum se poate vedea, am lucrat curat, o execuție corectă și de calitate. Au intrat în total 1800 de metri de țeavă de încălzire prin pardoseală, casa având o suprafață totală utilă de încălzit de 200 de metri pătrați. Aici se va tăia șapa.
Da? Exact pe toată zona aceasta și până acolo la colț. Da? Prin izolație. Zona de bucătărie, unde se va găti, spălătorul de bucătărie. Da? După cum se poate vedea, toate țevile de tur care ies de la distribuitor sunt izolate până la intrarea în zona de încălzit, respectiv living și bucătărie. Aici am instalat distribuitorul sub scară, am ales oarecumva aproximativ centrul de greutate. Un pic nu prea avem lumină aici. Distribuitorul este Rehau, router HKV Speed, adică o instalare rapidă și sigură. După cum vedeți, cu debit metre, este un distribuitor realizat pe bază de polimer, poate fi folosit atât la încălzire cât și la răcire. Țeava se instalează rapid, doar se clipsează. Avem inclusiv robineții de un țol din polimer cu termometre și partea de încărcare, golire a instalației. Aceste distribuitoare sunt modulare, adică permite extensia lor până la 16 circuite. Și deja au început să fie și preferatele mele. Aici nu s-a spart în perete, deoarece pe tot acest perete avem cabluri electrice care coboară atât de aici, din această doză, cât și din tabloul electric care este spate în spate cu distribuitorul. Zona dinspre fața casei, am făcut trecerea pe sub perete și am ieșit acolo, iar acestea pe aici. Vom urca și la etaj, să vă arăt și acolo. Aici avem cele două bidoane cu aditiv. Așa, și încetul vom urca. Hopa, hopa, imediat ajungem sus. La fel, distribuitorul de încălzire prin pardoseală, router HKV Speed, și dacă găsești un distribuitor care se instalează mai ușor și mai repede decât acesta, eu îți dau banii pe el și îți realizez instalația gratis. Da? Abia aștept să-mi arăți unul și primești de la mine banii pentru distribuitor. Deci avem aici 11 circuite, holul, zona de acces în spații. Acesta este returul din dressing cu care am făcut porțiunea din mijloc a holului, restul țevilor de tur, izolate până la intrarea în spațiu, da? Stânga cameră, drept în față cameră și în dreapta baie, da? Avem țevile de tur izolate. Vom începe cu camera de la stradă, da? La fel, țevile de tur, izolate până la intrarea în cameră. Tot ce înseamnă coloane, am folosit curbe realizate de mine, da? Îndoite cu mașina de îndoit țeavă, nu am folosit curbe din comerț, asta ne va ajuta din punct de vedere hidraulic. Vă voi atașa câteva imagini să vedeți pe unde am mers cu coloanele spre camera tehnică, să văd, sper că am, să mă pot ține de promisiuni. Acesta este dormitorul sau camera de la stradă, o cameră foarte generoasă, avem aici 3 circuite de încălzire prin pardoseală și unul în dressing. La fel aici, izolație peste ambele țevi, se va tăia șapa. Da? Uitați cât de drept am mers cu țevile. Nici pe placa cu nuturi nu mergeți așa drept cu ele. Mergem mai departe. Aici am încastrat caseta în perete, a fost posibil acest lucru, deși este un perete subțire, este un perete de 12 cm. Da? După cum se vede, am decupat cât de cât bine, nu am distrus tot peretele și vreau să vă arăt în partea asta altă. Da? Spate în spate cu caseta. Deci, în așa fel am spart încât nu există nici măcar o fisură. Asta înseamnă să lucrezi responsabil.
Deci aici avem o cameră, la fel, două circuite de încălzire prin pardoseală. Și vom merge mai departe, în baie. În partea dreaptă avem distribuitorul de apă rece și caldă. Patru circuite apă caldă în partea de sus și 5 apă rece în partea de jos. După cum vă spuneam mai înainte, țeavă multistrat izolată, fittinguri prin sertizare și avem aici un cadru încastrat bideu și unul WC-ul. La fel se va realiza o nișă peste aceste cadre, deci nu am spart în perete. Aici am scos ventilația de la canalizare, foarte importantă și nelipsită la foarte multe case. Canalizarea de la cadă va fi o cadă freestanding, o baterie freestanding. Da, avem acolo apa rece și caldă, o nișă în perete, iar pe peretele din stânga avem două lavoare, adică dublu sau nimic. Și ultima cameră, cea dinspre grădină, două circuite de încălzire prin pardoseală, o cameră care are și un dressing, da? Și după cum vedeți, țeava de tur este izolată până la intrarea în dressing, doar așa voi va fi posibil să realizez o echilibrare hidraulică cât mai bună. Iar cureturul de la acest dressing am realizat partea de mijloc a holului. Acum vom coborî jos. Cam asta a fost tot de la Chieriu, județul Bihor. Dumneavoastră, dacă vă doriți o instalație care să vă ofere siguranță, confort, durabilitate în timp și un consum redus de energie, vorbiți cu mine, mă puteți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60. Respectând indicațiile și recomandările mele, veți beneficia de o instalație care va funcționa la un randament maxim, oferindu-vă avantaje pe termen lung. Până data viitoare, să avem instalații reușite!